Panică în centrul capitalei, Casa Presei a fost învăluită de un nor de fum dens, existând riscul unui incendiu. Totul a avut loc în dimineața de 15 octombrie, în jurul orei 10, iar la fața locului, conform nivelului sporit de intervenție, au fost îndreptate mai multe echipaje de salvatori și pompieri. Din fericire, când au ajuns la locul faptei, specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au constatat că, de fapt, s-a produs un scurt circuit fără ardere la un panou electric de la etajul 4 al clădirii. Prin urmare, nivelul sporit de intervenție nu s-a confirmat. Din fericire, în urma incidentului, nicio persoană nu a avut de suferit. În continuare, cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite de către specialiști. Voia să scape de taxele vamale. Un moldovean de 57 de ani a încercat să treacă frontiera cu un dispozitiv medical și accesorii pentru acesta ascunse în mașină. Planurile i-au fost zădărnicite de către ofițerii vamali. Bărbatul revenea din România și se prezentase în postul vamal Giurgiulești pentru a intra în Republica Moldova. Deși le-ar fi dat asigurări forțelor de ordine că transportă doar bunuri personale, în timpul unor verificări suplimentare, în compartimentul destinat bagajelor, cât și în spațiul roții de rezervă, au fost depistate un dispozitiv medical și accesorii pentru acesta, ascunse special de ochii vameșilor pentru a evita plățile obligatorii. Prin urmare, bunurile au fost ridicate și ar putea fi supuse confiscării, iar șoferul riscă să fie sancționat contravențional. Caz șocant în stânga Nistrului. Paznicul unei școli din orașul Tiraspol a fost maltratat de către trei minori, care au filmat totul cu telefoanele lor mobile. Vă atenționăm că urmează imagini cu impact emoțional. Presa locală scrie că în timpul serviciului, paznicul în vârstă de 53 de ani ar fi făcut cunoștință cu un grup de minori, o fată de 13 ani și doi băieți de 13 și respectiv 17 ani. Câteva zile mai târziu, minora l-ar fi apelat pe bărbat comunicând că are nevoie de ajutor. Când paznicul a venit la locul prestabilit, el a fost întâlnit de amicii fetei care l-au luat la pumni și picioare și chiar ar fi încercat să-i dea foc cu o brichetă, estorcând bani de la el. Chinurile au durat circa jumătate de oră. Când au ajuns pe mâna milițienilor din regiune, băieții ar fi comunicat că prietena lor, care se află la evidența inspectorilor pentru minori, le-a spus că bărbatul ar fi hărțuit-o, fapt infirmat de către paznic. Milițienii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.